care v-a invitat domnul Andrei Tisău. Stimați editori, participanți, directori ai centrelor cu activitate editorială, este plăcerea mea și privilegiu de a vă ura un contul nostru bun venit din partea Camerei Naționale a Cărții și vă spun că de recunoscători sunt pentru acceptarea invitației pentru acest eveniment, remarcare care are loc pentru prima dată în Republica Moldova. Țin să mulțumesc Bibliotecii Științifice Centrale, Institutul Andrei Lupan, în persoana domnului director Constantin Manolache, pentru vizuirea acestui eveniment și asistența organizațională. Faptul că ne adunăm aici, sub egida comună a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, este de bun augur și consider că este o ocazie deosebit de bună pentru a renoi contracte, pentru a consulta această punte prodigioasă editorii Camera Națională a Cărții, potențiali parteneri. Pentru deschiderea oficială a conferinței, îl invit pe domnul Andrei Tisău cu un mesaj de salut. Era bine să vedem o sală așa mai călduroasă și comunicarea să avem așa mai bună. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc și mulțumesc Camerei Naționale a Cărții pentru acest eveniment. Este, într-adevăr, un prim eveniment pe care îl organizăm în acest scop și eu mă bucur foarte mult că noi am creat această oportunitate și de a comunica inclusiv și de problemele care sunt în domeniul și în sistemul editorial, pentru că, după cum cunoașteți, ne dorim ca această comunicare și această preocupare noastră de a dezvolta cooperarea cu editorul să fie una de bun augur, pentru că ne uităm în perspectivă ca să asigurăm calitate, să asigurăm mobilitate, să asigurăm cât mai mult accesul editorilor la diferite linii de finanțare, la diferite evenimente de promovare și așa mai departe. Sigur că noi, din perspectiva Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și vreau să vă aduc și salutul domnului Igor Șaroș, a domnului ministru Monica Babuc, cu ocazia acestui eveniment. Toți suntem preocupați ca sistemul editorial național să fie unul modern, să fie unul inclusiv din perspectiva și a grevei noastre la Uniunea Europeană și să fie cât mai mobil și să interacționeze cât mai bine cu editurile din alte țări. Cunoașteți că noi la Minister și prin activitățile pe care le realizăm, încercăm să creștem susținerea pe care o avem față de edituri, față de editare de carte din țara noastră. Cunoașteți că noi am majorat și programul de editare a cărții naționale de la 3 milioane la 5 milioane și ne gândim în perspectivă ca acest mecanism să fie mult mai accesibil și să fie cu mult mai multă finanțare, pentru că avem nevoie de carte de calitate aici la Chișinău, prin programul de granturi pentru asociațiile obșești, susținem inclusiv și urmea editorilor și editurile pentru a accesa și finanțare din partea Ministerului, de a organiza diferite evenimente de spate, prezentări de carte și așa mai departe. Ne bucur acest lucru și ne gândim în perspectivă, într-adevăr, să dezvoltăm și acest mecanism. Mă bucură că unii din colegii noștri din edituri au încercat să acceseze și programul Uniunii Europene, Europa Creativă, care asigură traducerile literare dintr-o limbă în limba română sau dintr-o limbă de circulație europeană în limba română sau invers. Mă bucur acest fapt și chiar vreau să vă anunț că acum, ieri a fost lansat concursul pentru o nouă etapă de selecție a proiectelor de traducere literare și vă îndemn foarte mult să aplicați la aceste linii de finanțare care asigură, cum am spus, traducerea de cărți din limbile de circulație europeană în limba română și invers. Și acest lucru, sigur că ne dorim foarte mult să fim mai mult prezenți pe piețele externe. Mă bucură și de faptul că reușim deja de câțiva ani să organizăm cel mai mare și cel mai important târg de carte Bookfest la Chișinău, pe lângă târgul de carte pentru copii și tineret, organizăm și târgul de carte Bookfest, care se bucură de o popularitate foarte mare și astfel asigurăm ca editurile, pe lângă activitatea care au zi de zi de a-și promova cărțile, asigurăm și această interacțiune între editurile din România și editurile de la Chișinău,
Dar sigur că pentru toate acestea sunt foarte importante, dar sunt foarte importante și acțiune pe care noi vrem să le facem de a asigura ca voi, editurile, să fiți prezenți și la nivel european, prin acel sistem și acel registru european al editurilor, pentru că vrem să fim mult mai prezenți pe piațele europene și vrem să susținem editurile în a fi prezenți pe aceste piețe. Eu vreau să mulțumesc încă o dată Camerei Naționale pentru această inițiativă. Sperăm, într-adevăr, să avem un dialog constructiv, pe de o parte, față de probleme care există în sistemul editorial și chiar mă bucură foarte mult că, în primul rând, se constată un număr atât de mare a editurilor care există în Republica Moldova, pentru că la programul de editare noi avem plus, minus 20-25 de edituri. Sigur că acest lucru este foarte important, dar îndemnăm pe toți să vină, să participe la acest concurs de editare. Iată, în scurt timp vom lansa o a doua etapă pentru anul acesta a programului de editare a cărții. Deja cu un buget mult mai mic, dar sigur că este important să valorificăm toți acele mijloace financiare care sunt alocate de bugetul stat pentru editarea cărții naționale. Vreau să vă îndemn să fim mai activi, să interacționăm inclusiv pe problemele care există în sistemul editorial național, pe de o parte editurile, pe de altă parte Camera Națională a Cărții, cu toate carențele care poate posibil le avem în acest domeniu, dar noi suntem convinși și vrem, într-adevăr, să asigurăm că sistemul editorial național este unul competitiv, este unul dinamic și este unul care contribuie plenar la dezvoltarea culturii naționale. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență, într-adevăr, sper să avem o discuție constructivă azi și colegilor de la Camera Națională a Cărții. Mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și sper, într-adevăr, să avem rezultate bune la sfârșitul evenimentului. Mulțumesc! Țin să mulțumesc și Institutul de Dezvoltare de Cetăți Informaționale, în persoana domnului director Igor Cojocaru, pentru asistența informațională și am făcut pe comun acord, cred că domnul Cojocaru am trebuit să spun, să încheiem un acord de colaborare pentru viitor. Trebuie să fim activi în recunoașterea provocărilor pe care le avem în fiecare zi, să facem schimb de experiență și sper că acest eveniment va avea o continuitate frumoasă, va deveni o tradiție pentru Republica Moldova. Deci, noi am identificat trei nominalizări, a câte trei premii fiecare. Fiecare premiu deține și o distinție și servicii pentru înregistrarea a 5 titluri de carte. Deci, nominalizarea cel mai bun partener. Primul, de fapt, nu știu primul, le-am pus în ordine alfabetică. Biblioteca științifică Institut Andrei Lupan, în persoana domnului director Constantin Manolache. Toate elementele cheie pentru o publicație.
Editura Art, persoana domnul director Iulie Vârsă. Le expuneți resursele electronice.
și îmi permite să fac o mică abatere, deci la luminalizarea, cel mai bun partener, fotografia prin calul persoana domnului director, Octavian Roșca. Și încercăm să ne întâlnim menirea. Camera Națională a Cărții are în principal un loc patrimonial, iar în sistemul editorial din Republica Moldova mai are și rolul de a reglementa sub aspectul legislației de specialitate normele, indicatorii, standardele și în care lucrăm și deservește foarte mulți utilizatori de diverse tipuri. Sigur că cel mai important utilizator este societatea ca un tot întreg. Înainte de apariția unui titlu pe piață, editurile notificate la Camera Națională a Cărții solicită pentru acel titlu ISBN-ul, CZU-ul și descrierea înainte de publicare, cea mai anterior, faimosul CIP, pentru cartea care își doresc să o publice. Prin acest serviciu, noi avem ca principal utilizator editorii. În categoria editori intră editurile, tipografiile, și centrele cu activitate editorială. Alți utilizatori sunt bibliotecile din Republica Moldova, care doresc să se informeze asupra pieței editoriale moldovenești, pentru a face o selecție pentru o eventuală achiziție, pentru a fi concurs cu noile apariții. Și nu în ultimul rând sunt instituțiile din media care se informează asupra evoluției unui fenomen sau asupra presii care pentru o perioadă anumită și, bineînțeles, și cercetători științifici. Deci, rolul Camerei Naționale a Cărții este capitalizarea tuturor documentelor dorite în Republica Moldova. Și pentru a-și împlini succes menirea, am avut nevoie de niște mecanisme, de niște privire legislative, apoi normative metodologice până la procedeul de lucru. Cum am mai spus anterior, hotărârea regulamentului privind depozitul legal stipulează că citurește în Republica Moldova să fie depuse la noi la Camera Națională a Cărții de către editori și din cele exemplare care le prezintă editorii, noi deținem așa numitul exemplar infrangit pe care îl păstrăm ca mapă pentru generațiile următoare. Deci, cum sunt rezervele strategice ale unei țări, așa și depozitul legal, prezintă rezerva intangibilă a patrimoniului cultural scris. Deci cum are loc distribuirea depozitului legal? Un exemplar rămâne în arhivele întregite la Camerei Naționale a Cărții. Două exemplare merg la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Un exemplar merge la Biblioteca Științifică Andrei Lupan, cu excepția cărților pentru copii și adolescenți, și un exemplar merge la Biblioteca pentru copii, Biblioteca Națională pentru copii Ion Creangă. Deci edițiile ce țin de cartea pentru copii și adolescenți. Sunt publicații, deci toate publicațiile sunt repartizate. Toate publicații care le primim sunt repartizate după tipuri. Cărți, broșuri, teze, reviste, buletine, ziare, ediții în foi, resurse electronice, cărți, documente grafice. Avem o suficientă statistică, ceea ce ține de depozitul legal și vreau să menționez că Republica Moldova deține 98% din tot depozitul legal și suntem în topul țărilor care dețin acest depozit legal la așa un procent de mare. Deci trebuie să ne... Nu ne bucurăm că deținem tot ce se părește în Republica Moldova. Zic, de la 98% nu avem atât de mult.
În tabela respectivă, vedeți care este creșterea, schimbarea față în 2018 față de 2016. Vreau să menționez că numărul de titluri de carte care se editează anual și le primim în calitate de depozit legal variază plus minus 100 de titluri. Deci 2500, 2600, în dependență de anul de ediție. La moment, deținem circa 1.107.000 de titluri de publicație. Și desigur că avem și o clasificare a editorilor. Deci avem edituri de stat, după care sunt puține la număr, doar 3. Avem editori centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat. Avem editori privați. Avem editori de centre de informare a instituțiilor private. Avem alte instituții cu activitate editorială și aici fac parte asociații, biserici, societăți, obștiești. Avem încă o clasificare cărți care apar cu indicarea tipografiei în calitate de editor. Și cărți care apar fără indicarea unui element, deci fără indicarea unui editorului. În fiecare domeniu, top instituții cu cele mai multe, top editori cu cele mai multe titluri editate. Deci, evident că la editori de stat cu viață sunt 3, i-am nominalizat toți 3, prin locul fiind situată editura Știința. Dintre centrul editorial al Institutului de Învățământ Superior de Stat, pe primul loc avem centrul editorial al Universității de Stat din Moldova, pe al doilea loc fiind Universitatea Tehnică a Moldovei și pe a treia loc fiind Universitatea din Brăsnești, Spreia Tăraș Șepcenco. Din cadrul centrului editoriale din instituții de învățământ privat, avem Universitatea Cooperativă Comercială, pe primul loc, ULIMU pe al doilea loc și Institutul Internațional de Management Minova pe a treia loc. Dintre editorii privați, pe primul loc se situează editura ARC, cu numărul de 124 de titluri pentru anul 2018 editați, tipografia Bonozis, ceea ce vorbeam că apare, deci ei sunt și editură și tipografie, și editorul tipografie prin carul Petrelochim. Deci, centrul de informare și documentare al unităților ministerilor sau instituțiilor administrative cu activitate editorială, pe primul loc avem Institutul de Științe ale Educației. Și instituțiile cu activitate editorială, pe primul loc fiind plasată Biserica Adventiștilor de ziua 7. Deci cărți care apar sunt indicare editorului 27, cărți care apar sunt indicare tipografie în calitate de editorul 269 la număr, pentru că loc fiind plasat tipografie centrală. Deci, ceea ce vorbeam anterior, apariția, editarea cărților cu parcursul anului variază în jurul de plus minus 100 de titluri. Din tabela respectivă puteți vedea evoluția editării cu parcursul anului 2014-2018. Evident, ce primul loc se situează
publicațiile în limba română, pe al doilea loc în publicațiile în limba rusă și pe al treilea în alte limbi. De fapt, subiectele postului legal fac și cărți editate de către editorii din Republica Moldova, ei fiind responsabili de prezentarea recursului legal, în cazul în care tipărește peste hotarele țării. Deci, din numărul total pentru anul 2018, din 2500 de titluri, 129 de titluri au fost tipărite peste hotarele țării și am făcut așa o mică analiză, pe primul loc fiind China, unde cel mai mult tipăresc editorii noștri, și respectiv avem Lituania, Malaysia, România, Rusia, Serbia, Singapore, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Respectiv, toate publicațiile se mai clasifică și conform destinații funcționale. Deci, cu caracter științific, științific popular, normative de producție, oficiale, manuale, lucrări practice de producție, literatură artistică, ediții pentru copii și adolescenți, enciclopedii, literatură religioasă, literatură pentru copii popular și literatură informativă și de reclamă. Deci, pentru 2018, pe primul loc se situează manualele și lucrările metodice cu 837 de titluri. Pe al doilea loc fiind publicația cu caracter științific-popular și pe al treilea loc fiind publicația cu caracter științific. De fapt, toți cei care sunt interesați de statistica editorială mai amplă, am plasat o rubrică specială pe pagina de la Camerei Naționale a Cărții, așa și am intitulat-o statistica produsului editoriale. Cine este interesat, puteți accesa. Este informație pentru mai mulți ani. Sperăm să completăm și anii lipsă, să fie vizibil pentru toată lumea. Deci, Camera Națională a Cărții are o activitate poate mai puțin imediat vizibilă pentru publicul larg. Noi, fiind și Agenția Națională de SBN, participăm cu baza de date editorii Moldovei la registrul global al editorilor. Deci chiar vândem. Înregistrarea pe acest registru este gratuită. Vă dăm să-l accesați, să verificați datele finanțe, dacă noi ne-am indicat corect sau poate au anumit careva schimbări. Sau poate sunteți interesați de alți editori de peste hotare. Să-l accesați și să vedeți care sunt avantajele. Deci despre dumneavoastră, mă facem așa o publicitate, să zic ascunsă, este dumneavoastră cunoaște toată lumea, editorii înregistrați la Camera Națională a Cărții, și respectiv dumneavoastră puteți accesa datele despre ceilalți editori din întreaga lume. Deci, la înregistrare, așa, vă prezint, este informația care este reflectată despre fiecare editor. Evident, numerele, fixele SBN, care le deține editor la dată, am avut exemplu biblioteca științifică Andrei Lupan, date de contact, persoanele responsabile, director, redactor șef sau ce persoane au responsabile în cadrul instituției. Deci, Agenții Naționale SBN sunt în jur de 88 de țări. Nu, este sine 98. Peste 100 de țări sunt Agenții Naționale SBN respectiv. Deci, area de prindere a informației este destul de mare. Pentru editorii de publicații periodice, de la 1 noiembrie 2018, Centrul Internațional de SSN a lansat portalul publicațiilor SSN, care era până în 2018,
deci era doar cu acces pentru centrele naționale de sine. Acum este vizibil pentru toți, având trei etape de înregistrare. Deci prima fiind cu acces deschis, când poate fi vizualizată informația generală despre publicație și vreau să zic că Moldova participă cu în jur de 860 de titluri de publicație periodice. A doilea metodă de înregistrare este pentru difuzorii de presă și se achită o taxă anume pe exact care nu pot să vă spun, nu o cunosc, în dependență cred că de PIB-ul fiecare țări. Și al treilea nivel de înregistrare este destinat pentru centrele naționale SSN, deci pentru, în cazul dat, pentru noi, cei care fac înregistrarea și abătează toate datele despre publicația respectivă. La fel, Centrul Internațional SSN a lansat și directoriul resurselor academice cu acces deschis. Deci, toate publicațiile din Moldova, la moment avem 52 de publicații academice cu acces deschis, se reflectă în catalogul RAU. Și la fel aici este informația despre toate aceste publicații, cum pot fi accesate, în ce baze de date suplimentare mai sunt înregistrate. Știu că pentru universități, pentru centrele științifice, este foarte important ca publicația lor să fie reflectată pentru lista care doresc să primească statutul de publicație științifică, să fie atestată. Și a treia număr internațional standard pentru muzică tipărită, pentru note muzicale. Din păcate, Moldova nu este, sau poate din fericire, de ce nu, nu este un singur editor care tipărește muzică tipărită. Și identificatorii ISMN care îi deține Republica Moldova așa se numesc multi-editorial, deci în cadrul unui prefix ISMN sunt mai mulți editori. Și în baza de date a Agenției Internaționale ISMN, informația care noi o prezentăm, se repartizează după numere. Deci trebuie să spunem. Avem înregistrat editura A și respectiv el a tipărit pentru perioada 2018 note muzicale deține 6 titluri. Și anume specificat titlul numărul SMN care îl deține în cazul dat editura A. Mai avem Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. La fel este și de tot muzică tipărită și respectiv se fim vizualizat toate numele semene care se dețin. Deci accesul este gratuit, poate fi vizualizat, poate fi distribuit. Totodată, Camera Națională a Cărții este deține și index face parte din secția index Transatul 1 de pe lângă UNESCO. Ceea ce înseamnă bibliografia națională a traducerilor. Din păcate, în ultima perioadă, ei, nu știu în care motive, nu reușesc să reînnoiască datele. La moment, sunt înregistrate circa 3500 de traduceri și includ perioada până la 2006 sau 2009. Da. Un lucru foarte important este prezentarea editorială corporație la publicație și vorbesc de amplasarea casetei tehnice, numărul internațional de numerotare. Și este foarte important ca aceste elemente cheie să fie vizibile, să fie veridice, de ce nu?
și descrierea, ci care o primești de la Camera Națională a Cărții, pe lucruri pe unde să nu fie redactată după bunul simț. Deci este o redactare, este o descriere în baza statului ISPD, deci o descriere bibliografică, care ține de anumite elemente și în cazul în care sunt mai multe autori, tot vor fi parte de surs fie de el autor, trebuie să știți că sunt anumite criterii de anumite standarde de descriere, deci cum trebuie să fie învățate anumite elemente. Pe lângă faptul că orice publicație trebuie să conțină datele despre autor, în cazul în care este instituția, editorul care o publică, se adresează pe foaia de sau apoi editivul se plasează de scrie ce pe care naționale a cărții. Cu elementele cheie, numărul ISBN, ISSN sau ISMN după caz, clasificarea decimală universală și însăși CIP-ul. La foarte multe publicații lipsește cu desăvârșire caseta tehnică, care trebuie să conțină în mod obligatoriu datele despre tiraj, forma poli editoriale, poli poligrafice, poli tipar. Pentru cei care nu cunosc cum se calculează aceste valori, am postat pe pagina web a instituției link-ul către calcularea automată a datelor respective. Este foarte simplu de utilizat, precizat că este în limba rusă, dar oricum, în directiv, cred că nu e o problemă să înțelegem care e valorul pentru limba rusă pentru a obține acești indicatori. Respectiv tipografia, unde a fost editat publicația dată. Și iată am două exemple, din punctul nostru de vedere, exemplare, cu indicarea tuturor elementelor. Mai multe eroli se admit la publicații periodice. Și avem aici revista de cercetări în management și economie, care deține două numere ISSN, unul pentru varianta tradițională și unul pentru varianta electronică. Și dacă se admite, deci tot se admite, este aprobată abreviatura EISSN, ceea ce înseamnă publicație electronică, trebuie să știți că pentru parte EISSN, categoric nu se admite. Cea mai mare greșeală a editorilor, când cineva vede că este scris EISSN, EISSN, pentru parte se indică formatul respectiv după număr. Spre exemplu, ISSN, și de numere, în paranteză, se indică. Dacă are multe formate, print, PDF, e-book, mobi și așa mai departe. Deci formatul în care apare cartea respectivă. Și nici de cum nu EISSN. Fiecare publicație, la înregistrare, primește și codul de bare, care trebuie să fie publicație periodică, codul de bare care poate fi amplasat ori pe în dependență de designul publicației. Unii preferă să scrie, deci cum avem în cazul cu revista de cercetări, deci ei indică pe copertă numele ISSN în partea dreaptă, așa cum este poziționarea obligatorie, codul de bare îl indică pe coperta a patra. Alții editori preferă să placeze imediat codul de bare, nu se vede imediat și numărul ISSN care îl deține. Deci, totul, în dependență cum aveți făcut designul publicației. Pentru carte, codul de bare se indică obligatoriu pe coperta a patra. Deci, ceea ce facilitează și pentru librării, pentru cei care fac achiziția de carte, identificarea cât mai ușoară a publicațiilor. Deci, ne-am gândit cum să mai promovăm
publicațiile care se editează în Republica Moldova și noi le ținem în calitate de depozit legal. Cum să mai promovăm editorii de la noi, că avem editori foarte buni. Avem tipografii care au posibilitatea tehnică de a face de la un tiraj, de la un exemplar de tiraj până la mii de exemplare. Deci aici nu includ și acelea 5 exemplare obligatorii pentru depozitul legal. Și am așa pași mici, toate că avem la moment este fiind partenerea programul Moldova Digital 2020, avem digitalizată colecția Bibliografiei Naționale a Moldovei, în care între publicațiile din anul 1924 prezent, avem digitalizat informația pentru anii 24-70, partea cărți, avem digitalizat colecția basarabeană care include publicații secolul XV, începutul secolului 20 și digitizat în totalitate. Și pe pagina web a instituției, la rubrica publicații, sunt amplasate toate informația conform colecțiilor. Deci accesul este gratuit pentru publicațiile care nu contravin legii cu privire la drepturi de autor și comisie. Deci care sunt, au o vârstă de existență, deși în România mai mare de 70 de ani. Pot fi accesate, treptatul o să fie completată cu varianta electronică a publicațiilor, toate titlurile lipsă, care în urmă au fost publicate, pot fi accesate, puțin. Cred că o să faciliteze pentru foarte mulți cercetători activitatea științifică. Pe lângă faptul că am introdus această noutate, am făcut, am deschis accesul la publicațiile Moldovei. Camera Națională a Cărții editează și revista lunară Bibliografia Națională a Moldovei, unde sunt incluse toate lucrările pe parcursul unei luni. Deci luna se încheie pe data de 10 a lunii următoare, respectiv tot ce am primit se reflectă pe lunii Bibliografia Națională a Moldovei. Și vreau să vă menționez că publicațiile care parvin cu o întârziere foarte mare și vorbesc aici mai mult de publicațiile periodice, din păcate, nu o să fie reflectate. Vorbesc de întârziere de un an sau de 2 ani de zile. Deci, publicația respectivă își pierde importanța. Deja peste 2 ani de zile tot se schimbă și nu mai este atât de interesant pentru utilizatori. Cred că foarte mult să cunoașteți ce prezintă Bibliografia Națională a Moldovei și ne-am propus ca în perioada lunii iunie, ținând cont că la 1 iunie o să celebrăm aniversarea Camerei Naționale a Cărții 62 de ani de la fundare, să organizăm din nou ziua sau săptămâna ușilor deschisă. De fapt, noi am mai organizat, dar așa, mai puțini au fost familiarizați cu evenimentul, să vedeți cum se păstrează publicațiile editate de către dumneavoastră. Deci, care sunt cerințele? Cât de bine, dacă vorbim de colecția basarabeană, da? Secolul XV, s-a păstrat publicația intact, nefiind atacată de careva, nu știu, de lumină, de soare. Deci exact așa cum a fost iar în perioada respectivă a ieșit în lumină. Catalogul colecțiilor
se înregistrează în catalogul poliției, se înregistrează pe măsura primirii acestui depozit legal. Deci nu este o ordine alfabetică, o ordine conform clasificării decimale universale. Deci așa cum vine publicația, așa se înregistrează. Doar la publicațiile periodice, ele se repartizează, deci informații despre ele se repartizează după titluri. Încă o dată țin să vă mulțumesc tuturor. Sper că a fost așa o informație cât de cât necesară și poate mulți nu o cunosc. Dacă aveți întrebări, propuneri, opinii, deci importanța acestei linii, cel puțin pentru noi, a fost identificarea unor probleme, poate, care dumneavoastră le aveți și noi putem să le cumva să le rezolvăm la ședințele directorilor agențiilor naționale, evident ca să se trece an de an, pentru ca să minimizăm efectele negative care pot alea asupra țării noastre, ținând cont că, de exemplu, suntem o țară mult mai mică față de aceeași Rusie, Marea Britanie și Statele Unite. Și poate mecanismele care ei vor să le acord nu sunt atât de bune pentru noi. Respectiv, chiar am vrut să aflu părerea dumneavoastră, să știu sau dumneavoastră veniți cu careva propunere de ce am putea noi îmbunătăți pentru ca activitatea dumneavoastră să fie cât mai reușită. Deci vă așteptăm sugestiile, propuneri pe parcursul perioadei imediat care vine, dacă aveți careva. Da, sigur. Și de că dacă e posibil cumva profesorul actului trebuie să fie asta. Pentru că concurența între lucruri enorm, trebuie să lucrăm la miză. La o mine cu miză și suntem la miză ca asupra lucrurile. Și adică dacă cumva chinite mea cu dumneavoastră, să fim arătat cu asta. Adică cu o sport mea, sunt dumneavoastră, avem de depări cu personalități foarte notorii din partea asta. Asta e o propunere. Vă mulțumim mult pentru întrebare. Am fi noi bucuroși să putem cumva influența acest moment, dar cred că domnul Cristou e cel mai indicat să le dea un răspuns. Nu, eu, în primul rând, aș vrea să știu vă ce anume, sau în ce anume să vă întâlnesc, a spus că copiii se sfai. Bine, noi avem, eu am spus și în prezentarea mea, am spus că noi avem și programul Național de Editare a Cărții. Și noi prin programul să susținem editarea cărții naționale. De ce spuneam că eu mă bucur foarte mult că noi avem atât de multe edituri prezente astăzi de aici, dar m-aș fi bucurat să fie atât de mult și la programul Național de Editare a Cărții. Pentru concursul o facem anual, de atât mă pregătim anunțul pentru etapa a doua din bugetul care a rămas disponibil pentru anul acesta. Dar eu aș vrea să trec poate sunt alte întrebări de să fie de ne-am spus prietul la hârtie sau eu știu altceva. Poate aici la nivelul facilități de import-export sau care ar fi spectrul sau probleme pe care noastră, ca să înțelegem și mai. Noi, din păcate, importăm materia primă pentru editare. Pentru că suntem dependenți de import, asta e. Timp să o analizăm. Avem și acordul ăsta de liber schimb cu Uniunea Europeană, trebuie să vedem pe măsură pe care noi putem să facilităm. Dar eu mai mult aș facilita consumul.
Într-adevăr, consumul să fie mare de carte. Și cartea, într-adevăr, poate să avem mai multe platforme de seminare, de lectură, de nu știu ce. Adică, eu ce spuneam până prin programul de grafic pentru asociația Obștești, trânțăm și, inclusiv, și unui editorilor pentru anumite evenimente. Și eu vreau să spun că calitatea evenimentelor pe care le organizează editorile este foarte mare. Și chiar mă ocupă lucrul ăsta de desigurie de alte evenimente. Dar asta este foarte bine. Haideți să ne asamblezăm și propunerea dumneavoastră vis-a-vis de import. Deci, un moment important, cum ajutăm noi editorii naționali pentru promovarea publicațiilor sale. Deci, această culegere lunară, Bibliografia Națională a Moldovei, noi o distribuim în Marea Britanie, în Statele Unite, schimb cu România și Rusia. Deci cei care facem schimb de astfel de publicații. Nu știu dacă este la momentul când văd pe domnul Răilean, când vorbeam de albumul său, Moldova și cele 7 minuni ale ei. Deci, dumneavoastră nici nu bănuia că cartea respectivă se deține în mai multe biblioteci mari din lume. În Germania era, la Biblioteca Congresului, deci dumneavoastră nici nu bănuia că cartea lui a fost populată și cumva transmisă la bibliotecile respective. Deci, noi prin asta vă promovăm publicații când centrele biblioteconomice mari din lume sunt cointeresați, ei găsesc o modalitate de achiziționa publicațiile date, fie prin intermediul neînjustitatului ca editorilor, fie prin intermediul difuzorilor locali, că doar avem foarte mulți difuzori, fie prin intermediul careva agenții economici. Nu pot să identific acest mecanism, de fapt, nici nu ține de activitatea Camerei Naționale a Cărții. Noi, când ne stăbuim prin activitatea, prin informația care le ținem, să o facem cât mai vizibilă pentru toată lumea, pentru toate țările. Noi am... Până când mai menținem costurile registrării cărților, să știți că costul ăsta de 15 lei pentru SBN, 15 pentru CZU și 10 pentru CIP sunt cele mai mici de lume. Deci, costul nostru și imediat următorul cost, el trebuie să fie de la 3-5 euro per... nu per titlu, nu, nici nu în totalitate. De exemplu, SBN-ul trebuie să coste 5 euro, ce se odă scot minim? 5 euro, ce cum ați făcut? 5 euro, deci costul s-a ridicat la 15 euro. Acum... Păi eu vă spun că noi, când sunt, este mai puțin de 1 euro și zic, nu, lăsați-ne așa, ei au mai avut, deci, Agenția Internațională de SBN. Vor să introduc obligatoriu cotizația de membru pentru fiecare editor. Deci cei ce ne putem cotizația ca țară, asta este aparte. Zic, stați, că noi, nu știu, așa suntem puțini. Dacă îi mai impunem editorul care fac tirajul foarte mic și noi le dăm o primă statistică, ei văd statistică, apoi să... este pisat publicată, deci numărul de titluri, topul tirajelor, deci titlul care se... ce tiraj se editează. Deci vreau să vă zic că pe primul loc se strează publicațiile de până la 1000 de exemplu, până la 500 de exemplare. Deci cel mai mult părinte. Respectiv, când facem o comparație în Moldova cu Marea Britanie, când acolo sunt de mii de exemplare, respectiv, noi nu putem să cerem. Și vă spun, așa cum am mai spus de la bun început, că poate activitatea noastră nu este imediat vizibilă, dar oricum noi ne trebuie să facem tot posibil ca să păstrăm acele cerințe care le au agențiile internaționale față de Moldova ca agenție națională. Cred că
това механизъм, че ние няма да искам да пожелавам да се гледа на механизъм за промоване, а конзинот беше инициатив, și deci nu știam o filă. Deci să participăm cu conținutul cel care dumneavoastră îl prezentați la momentul înregistrării, evident, încheiind un acord suplimentar la contractul care are fiecare, în cazul când editorul dorește ca să fie, să fie publicată informația respectivă, deci să fie stabilită puntea editor, Camera Națională a Cărții, instrumentul biblioteconomic. Adică, mai mult simplu se referă la publicații periodice. Altceva ce am putea noi face pentru dumneavoastră, iarăși, asta și-a fost funcția noastră, și funcția, dorința noastră de a identifica poate alte careva mecanisme cu care vă putem ajuta. Din păcate, cu importul la hârtie, cu prețul la materia primă, chiar aici nu putem face nimic. Doamna Renata, da. Sugestii. Cât e de real, de creat un suport viet pentru primirea acestor cipuri și zăuri, ca să nu mai dăm informația pădreptul care ne-a dat noi pentru computare, formularul cipuri, însă și lucrarea, dar să scrieți un suport viet cu rochină, cu chestii de editorii, care în acces la anul de accesul, să transmite toată informația și să fie mai comod. Adică să fie mai... Și tot acolo să primim știpurile, ca să nu încăpem poștele, adică să avem poștele comunicare și... Am înțeles. Uneori să transmit ciclurile un mesaj două ori, da? Și să încurcă sau nu e chiar atât de comod. Poate să demoreze un proiect de ăsta ca să programeze un proiect, ca să lăsați surse, să scrieze. Mulțumesc mult. La capitolul surse pentru, noi avem o susținere a Ministerului de Educație și Cercetări, deci și nu cred că ar fi o problemă. Noi am început să elaborăm un proiect. De ce nu vreau să fie bazat pe de exemplu, pe alte platforme importate, cum ar fi Aleph, cum ar fi Tenerife și așa mai departe. Deci ele, din păcate, nu sunt funcționale pentru noi ca agenție bibliografică națională. Nu merge. Pentru biblioteci, poate ele sunt bune. Deci pentru noi, ca agenție bibliografică, nu deține toate elementele necesare. Și am încercat să căutăm specialiști care ar putea elabora acest soft, acest portal. Din păcate, nu am găsit. Deci, programatori buni avem, dar care sunt prea departe de domeniul respectiv și nu prea înțelegeau mecanismul, deci nu a funcționat. Ceea ce ține de formularul CIP. În cazul în care cartea ar deține toate elementele necesare, eu vă asigur că formularul CIP nu ar fi nevoie. Dacă ar fi caseta tehnică, dacă ar fi invitată, de exemplu, edițiile cărților, autorii și așa mai departe, politifar, politicăreare, deci formularul CIP nu ar mai fi necesar. Deoarece sunt cazuri foarte des întâlnite când formularul CIP deține o informație, când verificăm cu PDF-ul, e absolut altă informație, deci diferă. Atunci noi suntem nevoiți să-i contactăm editorii și să specificăm anumite elemente, anumite chestii. Pentru... De ce le sugerez la toți editorii? Când au de înregistrat prestări mai multe publicații, pot fi folosite serviciile cloud. Special am făcut cont Skype. Pot fi folosit, nu știu, Google Drive-ul. Informația pentru un singur titlu și, de fapt, în fiecare mesaj care vreau să îl primiți și de ce am instituit cel mai bun cipist. Așa ne zici solicitările care vin de la editura ARC. Deci e scris foarte clar. ARC
salvează, ele se salvează alături. Și e clar, uite, este ghetul de la A, chiar dacă are mai multe solicitări. Ele sunt foarte vizibile, deci foarte multe timp cum dumneavoastră le salvați. Când vin de la aceeași editură, e scris formular C pe la are 5 înregistrări, când ai să le salvezi, ele se suprapun, acum nu le pierdem timp pentru a redenumi solicitările care dumneavoastră le faceți, respectiv, pierdeți voi din timpul de așteptare a informației și asta, într-un fel, îngreunează obținerea datelor. Toate că, vreau să vă zic, că doar în Republica Moldova, eliberarea datelor de înregistrare este atât de rapidă. Conform legislația de 48 de ori, de fapt, să știți, în dependență de câte solicitări sunt, poate fi 20 de minute, drept poate dura și o zi. Dar două zile îmi pare foarte rar, pentru că n-am avut. Am avut astfel situații când noi, de exemplu, chiar de la editura Litera, 50 de solicitări într-o zi. Păi evident că aici începe ceva timp pentru a plăta atâtea solicitări. Până la moment, nu am identificat acel mecanism care ar fi ușor transmiterea informației. Mi-e place foarte mult experiența Camerei Naționale din Rusia, deci eu așa, că se transmite, dar ei deriscă cu secteție varianta finală PDF-ului. Și când are loc înregistrarea, o fac așa pe portal, cum se spune și dumneavoastră, și bănuiesc că este mai ușor. Ei ne-au lucrat pentru un schimb de experiență, vedem cum ne reușește să mergem, să poate și ne ajungă din punct de vedere informațional a softului, ținând cont că ei au trecut sub protecția ICAPAS-ul, deci ei acum sunt încă și mai bine finanțați și respectiv au resurse mai multe. Și au o echipă întreagă de programatori care anume de servesc necesitățile care le cresc din Rusia. La moment, nu avem pe dată nici sumite, doar utilizarea serviciilor cloud sau Google Drive sau Skype-ului. Toate prin Skype, noi acceptăm doar fișiere de un format foarte mare, care nu pot fi transferate prin alte metode. Așa că lucrăm în continuare cu cei ce avem, cu acele posibilități care le avem. Doamna director, pot să complicesc? Da. Există aprobat la nivelul țării programul CIP-ul pe care s-a reclamat. În anul 2001, de cât că Ministerul Culturii de atunci, am fost desemnați noi responsabili pentru realizarea programului CIP. Și vreau să te formula care este prezentată pe VSO, o pune de titlul la fiecare carte. Acest formular CIP este aprobat la nivel internațional. Această informație este
Dar oricum, cu o modalitate de transmitere a informației, este trebuie să gândim careva mecanisme care ar ușura. Poate suntem în proces de renovare a serverului și poate reușim să, depozităm, să menținem pagina Viva Excursiei chiar pe serverele noastre. Atunci ar fi mult mai simplu crearea unor conturi pentru fiecare editor. Și atunci, fiecare editor într-un cabinetul său personal păstrează informația care o deține sau care îi face solicitarea. Și cred că am putea facilita ce cer dumneavoastră transmiterea. Dar mai vedem, până când suntem în etapa elaborărilor. La moment, un alt mecanism de transmitere a informației, din păcate, de cele existente, nu sunt. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, pentru susținere bibliotecii științifice centrale, pentru găzduire, pentru asistență organizațională, Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, pentru asistență informațională, pentru transmisiunea live și în continuare sunt expert, sunt convinsă că o să avem relații de durată frumoase. Doamne director, cred că sunt viețat acolo foarte bine, dar sunt bucuroasă că alături de dumneavoastră și alături de noi a învățat și domnul secretar de stat, fiindcă atâte evenimente importante eram, chiar și la multe lansări de carte, unii colegi vin, au luat cuvântul și au adus și noi interesează că vorbesc ceilalți. Și tot mai mult de invitare mă știu, stăteau 5 minute și plecau. Și cum îi bucur acest fapt, aceasta cred că vorbește de faptul că o să aveți o relație bună. De ce eu vin cu o inițiativă? Sunt în comparație cu editorii de forță aici care stau și care dumneavoastră i-ați numit. Sunt un diletant, deci editem revista aceasta Micu Prinț, o revistă unică și frumoasă în Moldova, cu colegi de redacție internațională, revistă pentru copii, plăcută de copii, dar găsim că statul a uitat de mine, am devenit și editorul propriilor cărți și în acest context, până voi găsi un editor care să ne ofere această șansă, eu mă gândesc că anume dumneavoastră ați fi acel lătaș, pentru că acum fără internet nu există nimeni, dacă nu ești în internet, omul îl cauți nimic, internetul nu există. Deci eu cred că anume dumneavoastră ați putea avea un portal frumos și atunci când editorul aduce o carte sa, să fie plăsată în acest portal, cartea lumii. Sau, în această lume au apărut acele cărți, acele, cu coperta și chipul de sub. Și atunci văd și bibliotecile vechi și chetone. Și atunci lumea ar intra mai des în portalul dumneavoastră, ar fi ca o sursă așa importantă. Ce mai este? Ce apărat? Unde? Când? Și la sfârșitul anului se strânge așa o pagină frumoasă, poate chiar și urmărim către acel editor. Eu cred că nu este un atât de complicat, cunoscând că dumneavoastră personal cunoașteți foarte, foarte bine internetul, calculatorul. O altă sursă așa de a uni editorii și autorii acestor editori. Eu sper că aceste conferințe întrebuie să devină o tradiție și să fie invitați și autorii, nu mai editori. Vă spuneți mult, doamnă. Vă felicit cu această ediție frumoasă și vreau să felicit pe doamna directoare care v-a transmis așa un for frumos, editorial. Da. Numai bine. Mulțumim, doamnă Rezeanu.
Deci ceea ce am vorbit anterior de cărți în curs de apariție, noi deja începând cu noiembrie, ce scuze, 2018, dar consultați-o să vedeți că el imediat, pe data de 10 a unui care este în curs, apare informația pentru luna precedentă. Și este, dreptul meu am numit așa cum este comun pentru toate țările, numesc Book sunt plin. De fapt, sunt cărți în curs de apariție și imediat este vizibil toată informația ce s-a înregistrat. Și referitor la ampasarea informației, am zis că noi o să facem un acord adițional la contractul care va are fiecare și cei care doresc, deci poate să-l semneze și imediat când editorul transmite informația și el vrea ca să fie public, noi o să o transmitem în Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale pentru a fi plasat în instrumentul bibliometric. Am vorbit anterior. Deci dacă aveți dorința, noi cu cea mai mare plăcere vă gândim în întâmpinare. Referitor la publicația lumii. Deci noi suntem, noi nu avem posibilitatea, dar de fapt și noi avem funcția de a interveni în conținutul cărții, în comitet de cenzură, cu cartea asta o înregistrăm, asta nu o înregistrăm. Deci doar cei care nu se înregistrează, evident, cei care contravin Constituției Republicii Moldova. Dar, de fapt, de asta nu am avut astfel de solicitări. Sau dacă au fost minore. În rest, ține de simțul bun a fiecăruia dintre editori pentru a tipări publicația respectivă și de a avea un nivel al lumii. Noi nu putem pune cu cartea asta, este cartea titlul lumii. Deci noi, la întâlnire, toți sunt egali. Indiferent de cum apare și altceva, noi am promovat și cum este informația despre cărți în curs de apariție, cine apare. Și de ce am zis să organizăm acest eveniment? Pentru a stabili careva contracte între, de exemplu, editură, tipografie. Pentru a identifica poate noi parteneri, poate a găsi careva soluții de optimizare a prețurilor. Respectiv din majorare, poate ceva are posibilitatea de a face, evident, ținut care avea echipament mai performant și toți cunoaștem că echipamentele se modernizează foarte și foarte repede, dar care costurile de utilizare sunt mult mai mici. De exemplu, cu aceleași echipamente de același tip, dar cu alte producții mai mici. Și de asta și-am zis să organizăm acest eveniment. Am vorbit și despre legea globală a editorilor. Deci acolo sunt inclus absolut toți. Și edituri, și tipografii, și centrele cu abilitate editorială. Noi foarte mulți autorii îi ajutăm să se identifice și când au de publicat ceva, să identifice care îl fac instituții unde ar trebui să faci doar, cu independență. Sunt, așa cum am vorbit, sunt tipografii care pot face doar de la un exemplar până la mii exemplare. Dar sunt tipografii care nu au posibilitatea de a face costul unui exemplar ar fi prea mare în comparație cu alte tipografii. Deci noi le dăm informația, cu fiind informația este cu acces deschis, utilizat-o, solicitat. Noi nu mergem la tratare, niciodată nu am refuzat niciun editor pentru a nu da informația. Deci pentru asta noi suntem, pentru a disemina informația, pentru a nu face decizii de atât plan național, cât și internațional. Sper că răspunsul meu va fost de ajutor. Eu ziceam, nu ce zicea cea mai bună carte a lumii, ci cărțile lumii. Păi ne face. Cărțile lumii se apară coperta vizuală, așa, iar după cum vedeți, pe data de 2 aprilie au fost lansate informația a publicațiilor care au fost înregistrate în luna martie.
Ceea ce vorbim dumneavoastră de copertă. La moment, pagina noastră web este menținută de o companie terță. Deci spațiul care, evident că menținerea unei pagini web, le dăm și un cost. Cu cât e mai mare spațiul de stocare, cu atât e mai mare și costul abonamentului. Respectiv, apropo, nu toate publicații în luna presupunem martie au coperta finisată. Da, se mai întâmplă cum mai lucrează. Și atunci, coperta diferă de original. Editorii cu bun simț ne retransmit publicația respectivă, deja să zic finalul final, deci coperta lucrată cu toate elementele necesare. La momentul când se amplasează informația cărții în curs de apariție, în primul rând, nu ne permite spațiul de stocare să apăsăm și coperțele, ele cum fură din acest spațiu. Dar eu cred că deja este important că este amplasată informația cu descrierea tipul publicațiilor care urmează să fie editate. Și doar pentru publicații care sunt diferite chestii portalele Republicii Moldova, termenul de prezentare de postului legal, ținut chestii mai mari, dacă se tipărește în China, e fizic nu poate fi prezentat timp de două luni. Dar pentru cei care se tipăresc pe teritoriul Republicii Moldova, termenul de prezentare de postului legal este de două luni. Și atunci, toată lumea știe că este informația transformată, deci cel târziu până în luna iunie, cartea va apărea. Și respectiv, noi am avut și solicitări când căutau anumite titluri și ne telefonau pentru a afla de unde poate fi procurată cartea respectivă. Și atunci noi dădeam careva indicii, uite, dacă nu găsești la editorul respectiv, te adresezi la tipografie, dacă nu este la tipografie, este librarius, este bookstore-ul, este, cum se numește, carte ta, deci difuzorul ăștia cu acces online. Pronoiul este. Și noi încercam să vedem, dar din momentul în care noi acuțăm imediat informația, ei deja știu. Aha, noi accesăm pagina de, imediat avem informația, știu unde s-a tipărit, pot fi contacta imediat autorul, editorul, în cazul în care avem atât mai mult, am spus că datele sunt cu acces deschis, pot fi înregistrate de gratuite, pot fi vizualizate în orice moment. Că creați un cont, poate între timp mai apare un alt editor nou sau o tipografie. Asta, deci cu coperta. Dar acum, era informațională atât de dezvoltată. Noi ce am creat și pagina pe Facebook? Că imediat să apară informația cât mai repede, să fie distribuit pe rețele de socializare și atunci, evident, poate fi accesat și pagina de la instituție. De altă natură. De exemplu, în
Nu, unde este lucrul ăsta? În, la Camera Cărății se păstrează planificitul de cazuri care au înfărit parcursul oamenilor. Timpul nu poți fi profet în țara ta, eu m-am refugiat în partea noastră mai mare și am început să editez acolo, deci fără de acolo mai ce se vede, eu știu, fără oameni care sunt fără obligatoriu, evident. Și aici aș vrea să fac o propunere, folosindu-mă și de prezența Domnului Secretar General de Stat. Statul nostru este sărac și oricum nu o să dea bani, dar măcar din banii care sunt deja prevăzuți, poate că ar trebui poate canalizat spre Camera Națională a Cărții, ca ea să aibă posibilitatea să cumpere, din acel program național de editare a cărților, să aibă posibilitatea să cumpere unele cărți care sunt editate în afara Republicii Moldova și care ar putea să, și ar trebui să ajungă în fondurile Camerei Naționale a Cărții. Pentru că nu știu la ce față în acestea intangibile în contextul dat, într-adevăr, noi de Ierusalim, cred că ne exemplat în tot ce s-a spărit mai bun aici sau în România. Nu mai zic că ar fi bine dacă s-au luat și cărțile de România. De exemplu, ultimul cu 7.000 de titluri de carte pe care am editat noi, ei nu sunt în fondul de Camerei Naționale a Cărții, pentru că nici o editură nu își permite luxul că împrăște cărțile, când gradul sunt foarte mici. Și am făcut deja chiar în România, la nivelul 2000 de exemplare, se dea 5 exemplare obligatorii. Sunt cărți foarte scumpe, unde au ajuns de acum să costă 80-100 de euro. Și aceste lucruri sunt permis. Asta a fost prima modalitate, ca editurile se vedea bine o cărți pe care le trebuie să înțelegătate, dar Camera Națională a Cărții se plătea să măcar jumătate din costul lor, în cartea de cost a cărții. O altă problemă și mai mare în epoca aceasta, noi nu mai edităm cărți cu tirașe extrem de mari, cum o făceam de timpul. Tirașe au început să scadă tot mai mult, tot mai mult, și noi ne gândim la modul serios ca să facem tiraje de câte 100-200 de exemplare. Prin că atât, acum se fac digital, și lucrul acesta este bine realizabil și la prețuri de comparativ cu cele la care se iau pe timpul la tipografie tradiționale, plane sau rotative. Și dacă faci un tiraj de 100 de exemplare și de cele 100 de exemplare mai dai 5 statului, păi nu chiar ești bine pe prețul, pentru că costul celor 5 exemplare este cumva topit în costul general la cărții. Asta este o mare problemă pentru edituri. Și problema aceasta se fac cu fița cu timpul. Și ne vedem să rezolvăm de acum. Așa că, chiar dacă edituri ar fi de acolo, ți-i dea acum, de la Camera Națională a Cărții, nu ne putem asigura cu toți cu cărți. O altă problemă ar fi faptul că nu ați insistat ca în fișele pe care le dăm noi să fie indicat tirajul. Păi asta e o tradiție întâlnită de la sovietici încă, dar acum, în epoca capitalismului, aceasta este un secret comercial al editurii. Și dacă e scris acolo că atunci intrat 10.000 de exemplare, poate cumpărătorul nu se gătește. Se cumpere prezent, o să o ia mai târziu, o să mai avem și bani. Dacă nu știe iterarul, atunci nu știu, va mai cumpăra sau nu, poate că acesta se gătește să se cumpere mai curând cartea. Asta ar fi niște soluții care, cred că, fără mare efort s-ar putea rezolva prin intervenția Ministerului Culturii, pentru că este o simplă ordonanță a Ministrului, prin care Camera Națională a Cărții să aibă un fond stabil, deci cu un milion de din banii cei care se dau oricum pentru încurajare de cărți naționale, se ducă direct la Camera Națională a Cărții, dar dumneavoastră să cumpărați absolut tot ce se editează aici sau în România, cel puțin. Deci, ceea ce ați vorbit, noi considerăm editura literă, de fapt, editura multinațională. Și funcția pe modelul la Camera Națională. Acum ajungem și la ideea care vreau să-ți expus-o. Deci, funcția primordială a Camerei Naționale a Cărții este preservarea și conservarea patrimoniului național
cuplit, deci național. Dar că, nu știu dacă vă aduceți aminte, cândva l-am discutat. Deci cărțile care au mai mulți editori din anumite țări. Primește-i se primie, presupune, nu sunteți pe editori la un titlu de carte. România, Republica Moldova, Marea Britanie, spre exemplu. Deci, se obțin trei SBN-uri diferite și se consideră carte multinațională. În cazul dat, și îmi pare foarte rău, într-adevăr, că dumneavoastră cartea bună, are foarte multă carte bună și este diferită în afară țării. Și noi nu avem acces la cele ediții care dumneavoastră le preți, poate nu suntem, am fost și la lansarea de prezentarea de lansarea de carte care ați avut-o nu de mult. Cred că ideea, dacă ar fi cărțile astea multinaționale, dacă editate de editorii, dumneavoastră fiind editor și din Republica Moldova și editori din România, într-adevăr, ar ține de depozitul legal ca dumneavoastră să ne prezentați aceste exemplare. Cu ideea de finanțare, de prezentare a cărților multinaționale, în cazul dacă aș fi cărți multinaționale, deja Ministerul Educației, Culturii și Cercetării trebuie să decide cu posibilitatea. Dumneavoastră a spus și de cărți, de post, de tiraj. Poate pentru dumneavoastră sperați că e bine să nu fie vizibil tirajul, dar din experiența noastră, de când Republica Moldova a devenit agenție națională, este bine să știți că cele peste hotare, din contra, prețuiesc cărțile cu tiraj mare. Eu chiar pe copii, pentru 1 milion de exemplare. E vorba de tirajul de 1000 sau 2000, atunci nu chiar de evident că dacă, de exemplu, dacă în Moldova se trăiește o carte cu tirajul de 1000-2000 de pare, deci asta e carte bună. Deci, ca conținut ei, foarte bună. Și dacă în Rusia se trăiește o carte cu tirajul de 1000 de asta e așa, ca idee. Deci vorbesc de areal geografic, suprafața care o are fiecare țară. Respectiv, ei permanent calculează raportul dintre scripul țării și tirajul care se fac. Se mai ia și calculul câte carte, numărul de carte care vine pe carte locuitor. Deci, toți iau în considerație. Și mai este și altceva. Pe parcursul anumine nu a zis. Sunt tranșe de tiraj. Am editat o carte, prima tranșă este de 500. Dar pe urmă, câte tranșe vor mai fi, nu știu. Avem foarte multe cazuri când cartea, în perioada unui an calendaristic, dacă sunt solicitări, deci ea se mai tipărește adițional. Și se veneau atunci când la fiecare tranșă apare? Nu. Pe parcursul anului calendaristic, dacă nu este nicio modificare, nu este o altă ediție, SBN-ul rămâne intact. Dacă sunt careva modificări în conținut sau alt an de ediție, atunci se primește un nou număr, se solicită pentru un nou număr SBN. Se consideră altă ediție. Dacă pe parcursul anului calendaristic, fără nicio schimbare, fără nicio modificare, atunci se păstrează același număr. Înțelegeți, îl operează cu ani, cu decenii. Dacă vrei să ai un portofoliu mare editorial și dacă vrei să editezi multe cărți, îi faci cu tirajul mici, dar în schimb cărți acestea trebuie să fie de viață. De exemplu, noi facem acum cu un nou imprint, Carte pentru tot. O să fie cărți cei mai de România. Prima sută deja a avut de titlu. Pe la cărți acestea vor fi 200 de exemplare la parte digital. Păi noi este edităm pe tot parcursul anilor. Deci cartea pentru tot va apărea parcursul cu mai multe ori decenii și în fiecare an vor apărea 200-300 de titluri pe cap. Va fi o editură în editură. În cazurile astea, dacă este un an, eu să reeditez o carte, iar să se aplică un independent și iar să trebuie să dau exemplarul obligatoriu sau nu. Va rămâne cu același an de înregistrare a primei ediții? Atunci, dacă nu ați schimbat anul,
Deci dacă modificați, simpla modificare a anului de ficție, necesită solicitarea unui nou sediment. Dacă dumneavoastră vă editați de, presupunem, cartea este supra-solicitată și mai faceți tiraje adiționale, presupun pe parcursul a 2 sau 3 ani, dar păstrați același an de ediție, se menține același număr de sediment. Sunt, de exemplu, chiar vorbeam cu un editor, cartea Spiridon Vaghelia, recitalul Spiridon Vaghelia și de 90, recitalul cel, primul a apărut în limba română. Și am zis că, a, cu tot un examen am discutat. Ziceam, să vedeți cine mai simt să iei desigur prin Facebook, la un cost de 250 lei. Și când eu am scris și am zis că, doamnelor, domnilor, încălcați legea privilă de autor, că este de fapt o creația unor persoane și voi le modificați sau un xeră să pot, nu știu cum, și le șim, și le mai veniți la 250 lei, zic că nu trebuie să ne caute autorii. Deci tot este, de ce vorbesc de anul în curs de ediție? Dacă știți, vă asigur că este solicitată și nu necesită schimbarea anului, atunci vă dați același număr de sediment. Dacă vorbim de cei care deja nu mai sunt printre noi, Agenția Națională pentru Proprietate Intelectuală deține catalogul lor electronic, deci el poate fi accesat online, unde sunt afișate toate patentele. Deci cu ei trebuie să verificați acest lucru. De exemplu, cunosc 100% că operele regretatului de Bolivieru sunt patentate. Deci nu pot fi editate de fiecare care dorește. Doar cu permisiunea moștenitorilor. Mai sunt autori care au patent asupra, deci au creat un acord de colaborare, de editare cu anumite, cu anumite editori. Și acest lucru trebuie verificat, neapărat. Ca să nu apară careva litigii, pentru, oricum, diminuarea experiențelor neplăcute. Și au site-ul respectiv, deci pagina lor web, poate fi verificat care, care autori sunt patentați. Și dacă nu sunt patentați, nu este după... Da. Atunci se contactează moștenitorul primar. De exemplu, soții, da? Da. De atribuirea indiciului CZU pentru CIP. Care este propunerea mea? Desigur, poate desigur, întâlnesc date ce țin de titlu, autor, producător, care cer concretizare. Noi cu toții știm că trebuie să respectăm ce își prezintă autorul. Titlu, toate datele ce țin de carte dată. Nu știu dacă, dar cred că sunteți în direct ca să sugerați
acelui autor că titlul, un titlu corespunde conținutului sau că este o culegere și culegerea are autor. O culegere nu poate să aibă autor, acela e un coordonator. Sau este tradusă cartea, nu este indicat traducător, sau este indicat traducător, nu știu în care limbă. Și atunci, când elaborăm ce putem face în descrierea, sigur că pierdem mult mai mult timp, chiar și pe telefonă, căutăm informații suplimentare pentru decât a face o ordine. Deci, propunerea mea este ca dumneavoastră, neavând dreptul să schimbați, dar trebuie să sugerați că ceva nu este bine titlul în care celălalt, dar că aveți dreptul. Și mi-a spus și mai ușor și nu ar apărea multe cărți cu niște lucruri în ordinea caragioasă. Mulțumesc! Deci, de fapt, mai este numărul pentru nume. Mi-am propus ca să-i aducem și pe ei la noi în țară. Este un lucru foarte important pentru autori. Ținem cont că în cazul unei țări sunt multe nume comune, de exemplu, poate fi, eu știu, Ioana Căpușoi. Și trebuie să avem diferite, unul fie un muzician, altul fie un pictor, altul fie un profesor. Și acest număr ar permite identificarea exactă a persoanei cu numele dat și cu profesia sau cu activitatea care o are. Din păcate, costurile sunt foarte exagerate, de altfel ca și pentru doi număr de care sunt interesați editorii de publicații științifice. Taxa doar de prima taxă de nici nu calderare, de intrare, de intenție, este de 35.000 de euro. Deci o sumă colosală pentru Republica Moldova. Ne mai vorbim că costul, de exemplu, unui identificator 2i este de la 100 până la 300 de euro pe număr. Respectiv, sunt niște costuri exagerate care nu cred că ne-am permite să le suportăm. Și acest, de exemplu, Mihail Enescu, acest număr identificator permite ca numele lui Mihai Eminescu sau derivatele sau folosirea numele în diferite limbi să fie stocate, identificate din toate publicațiile cu o scurtă biografie sau cu linkul spre biografia sa, ceea ce a vorbit și doamna Efimia Matinici de identificarea autorilor, coordonatorilor, persoanelor care au contribuit la apariția unui titlu. De asta solicităm ca să fie cât mai multe date, ca noi să le luăm cele care sunt necesare de punct de vedere a înscrierii ISBD. Eu tot consider că redactorul tehnic este important, dar el, de fapt, are o misiune pur tehnică și nu are cu conținutul publicației, deci nu are aportul necesar pentru a fi reflectat în descrierea CIP. Deci mai multe cazuri de genul respectiv sunt. De asta, într-adevăr, este o solicitare binevenită pentru includerea informației cât mai ample în formularul CIP. Și-a pus numele de copiertă cărții un singur autor, care era selectat, adunat,
certificate la bucătărie de copil și în acest fel, sunt în păcate patru părți. Și respectabilă de lor de strâng credibilitate și autorul lui s-a realizat dreptul, toată a fost indicat selecția de către autor sau coordonatorul lucrurilor. Am vrut să vă demonstrez cum funcționează globalul viitor, dar de păcate nu ținem cu parola. Dar oricum, fiecare de voi poate să scrieți, v-am mai spus, este absolut gratuit. Încă o dată de programare, în cazul care ați detectat vreo eroare, vă rog mediați informații pentru a o repara și a plasa informația juridică despre dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc Universitatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru chiar sprijinul care îl simțim zi de zi. În persoana domnului secretar de stat Andrei Cristou, persoana domnului secretar general de stat Igor Șarov, doamnei ministru Monica Bacuț. Suntem deschiși pentru colaborare, suntem deschiși pentru tot ce e nou. În perioada lunii iunie o să facem în ziua săptămâna ușilor deschise, chiar ne invităm să vedeți cum se păstrează acel patrimoniu pe care dumneavoastră s-a suferit, să vedeți câtă grijă avem noi de el ca să rămână intact, să fie chiar pentru moștenitorii noștri, să vedeți deci, când facem periodic inventarierea arhivului postului legal, și când în secolul 21 răspăiește o publicație chiar din secolul 20 și vezi care au fost temele la moment importante pentru acea perioadă și pentru noi și noi avem așa un minut, două de omor, atunci deci era important că Dăiaca, vreau să spunem, nu mai țin minte, chiar știți să mă spun ziară, Dăiaca a îndeplinit pe Vigodișnicu. Deci, într-adevăr, sunt niște un patrimoniu care chiar trebuie păstrat, chiar trebuie promovat prin diferite mijloace pe care le deținem. Deci, încă o dată mulțumesc, sper să avem o continuitate frumoasă pentru susținere, pentru aprecieri, pentru felicitări. Vă urez o zicărie frumoasă și așa știam eu din la bunici, cum e frumoasă, încep joi.